Astăzi vor fi anunțați câștigătorii concursului inițiat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj în parteneriat cu Regio TV Transilvania. 5 dintre cei care au răspuns corect la întrebarea ce semnifică data de 13 octombrie vor fi premiați cu 5 stingătoare de incendiu de tip 2. Aproape 3.000 de persoane au vizualizat informarea legată de campanie. Asta doar pe pagina de Facebook Regio TV Transilvania. Știrea a intrat în casele sălăjenilor și nu numai în decurs de 5 zile, fiind urmărită cel puțin o dată de cei aproximativ 100.000 de abonați din județele Sălaj, Cluj, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Iată-ne la finalul concursului, organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisum, în parteneriat cu Regio TV Transilvania. Haideți să vedem care sunt cei 5 câștigători, care vor primi fiecare câte un stingător de incendiu pe 2. Primul câștigător este Tudor Bolgar. Cel de-al doilea câștigător se numește Covaciu Sabin. Cel de-al treilea câștigător se numește Flaviu Hosu. Cel de-al patrulea câștigător se numește Magda Magda. Iar ultimul câștigător se numește Gale Dan. Mulțumim tuturor participanților la acest concurs și postului Regio TV pentru sprijinul acordat în realizarea acestui concurs. Câștigătorii concursului: Tudor Bolgar, Sabin Covaciu, Flaviu Hosu, Magda Magda, Dan Gale. Mulțumim tuturor participanților! Premiile se pot revendica la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Bulevardul Mihai Viteazu, numărul 57, începând cu data de 14 octombrie, în intervalul orar 8:30-15:30.